până dimineața și astăzi o să vreau să vă povestesc, să povestim împreună despre cum ne putem proteja de sărbători. Cum anume putem să avem grijă de sănătatea noastră în perioada asta. Dacă sunteți persoane care ați ținut post în perioada asta înainte de Crăciun, e foarte posibil ca, dacă începeți să mâncați foarte brusc, carne, de exemplu, sau mai ales carne de porc, care este destul de grea și destul de greu de digerat, atunci există varianta în care să apară probleme de digestie. Vreau să vă povestesc un pic de kitul de prim ajutor în caz de pentru sărbători, să-l numim așa, da? Recomand să aveți în trusă din gama doTERRA, să aveți Digest Zen. Digest Zen-ul este un ulei esențial foarte bun, care ajută pe partea de digestie, pe partea de balunări, tot ce ține de partea asta digestivă. Arsuri, dureri de stomac, constipație. Și dacă copiii, de exemplu, mănâncă ceva, mai ales mie în România, șoric, atunci e foarte important să îl masați pe burtică. La copii sub 6 ani se masează pe burtică, una, două picături în palmă, masat pe burtică cu ulei esențial, cu ulei de cocos diluat, ulei, două picături de ulei esențial și o linguriță de ulei de cocos fracționat. Masați pe burtică și ajută foarte bine pe partea asta de indigestie. Ca și adult, dacă am mâncat prea mult sau nu am mâncat, am mâncat ceva ce nu ne cade bine, atunci două picături de digezen pus în apă și luat intern de 2-3 ori pe zi sau la nevoie. După aceea mai sunt probioticele. Probioticele păstrează și protejează și cresc flora intestinală, partea aceea a florei intestinale care ne ajută și ne păzește. Știți că avem anumite bacterii care avem nevoie de ele, deci e bine să le avem în corp. Mai este... enzimele digestive, nu-mi vine în minte în limba română, învăț destul de mult în engleză și încerc să învăț și olandeză, așa că uneori se mișcă în mintea mea cuvintele. Sunt enzime digestive, GX Assist se numesc. La mine sunt parte din existență. E foarte important pentru mine să am enzime digestive pentru că pe parcursul anilor, în timpul sarcinilor, am pierdut unele enzime responsabile de digestie și digestia mea merge destul de greu. Uleiul esențial de lămâie, uleiul esențial de mentă, de asemenea sunt uleiuri esențiale care ajută foarte bine pe partea asta de digestie. Beți multă, multă, multă apă. Dacă se întâmplă să beți alcool, eu personal nu sunt de acord cu alcoolul și din cauza că are foarte multe calorii și supra-solicită corpul, supra-solicită inima, dar dacă alegeți să faceți asta, atunci e foarte important să beți apă după și să fiți atenți să mâncați la mesele principale, să mâncați și frunze verzi, cât mai mult verde ca să aveți și proteine și fibre. Dacă mesele de Crăciun, eu recomand așa, să ne imaginăm că asta e farfuria, da? Jumătate din farfurie să fie vegetale, un sfert din farfurie să fie carne și un sfert, chiar mai puțin de un sfert, să fie carbohidrați simpli, gen cartofi, orez, paste, pâine sau orice intră în partea asta albă. Întotdeauna, dacă mâncăm doar cartofi cu carne, de exemplu, e o digestie, ne îngreunează foarte tare digestia. Dacă e carne grasă, ne îngreunează și mai tare digestia. Și atunci, întotdeauna recomand vegetale, legume și cât mai mult verde, cât mai multe frunze. Eu, de exemplu, în salate folosesc spanac, pentru care și fier și mult mai multe substanțe nutritive decât doar salata verde. Vă las cu informațiile astea, vă doresc sărbători frumoase, sărbători pline de pace și pline de bucurie și să vă bucurați de ceilalți. Nu alergați prea tare după a fi sau a face lucruri de Crăciun, ci alergați înspre a sta acasă, a sta cu familia, a sta cu cei dragi. Pentru că până la urmă toate lucrurile astea trec, în schimb familia și cei dragi rămân. Da? Vă doresc sărbători frumoase și să fiți plini de pace în inimile voastre și multă, multă sănătate.